este interzis de a plasa piață fără indicator de prețuri tipărite și avertismente de sănătate. Da? Noi o să realizăm care este situația dumneavoastră. Responsabilii de la protecția consumatorilor spun că după un șir de modificări legislative din luna ianuarie se interzice comercializarea produselor din tutun fără avertismente de sănătate. Din analiza care a efectuat, se observă că agenții economici încearcă să se conformeze acestor hotărâri care sunt deja în vigoare și sunt interzise de a fi plasate în acel gen de activitate, însă cu părere de rău, observăm că, deși nu au în comercializare, au în vitrine careva pachete care nu au fost marcate corespunzător și urmează să fie retrase de pe piață. Le scoateți din comerț, deoarece se interzice și piață. O scoatem, verificăm încă o dată tot și scoatem cei ce nu coincide. Deși susțin că cunosc despre noile prevederi, administratorii magazinelor recunosc că unele pachete de țigări au rămas neschimbate. Da, cunoaștem. Cred că ar trebui să fie marcat fiecare pachet și suma care costă, prețul, adică, da, cunoaștem. Totuși am mai rămas câteva. Nu știu cum, două pachete așa s-au întâmplat, cred că a reușit. Oamenii spun că imaginile afișate pe pachetele de țigări erau necesare, mai ales pentru cei care fumează. Și înțelegem că nu-i prea bine fumatul ăsta, da. Și nu ce trage, adică dacă și se arată și desenuri acolo, ba dinții, ba rărunchii, da, ferește, da. Păi dacă ar putea să deseneze cel mai strașnic lucru de pe fața pământului, ar fi foarte bine. Poate s-ar mântui de spurcășiunea asta, de nărav. Altfel nu poți să zici. Eu cred că poate le-ar veni mintea la cap. Campania de verificare va dura până la sfârșitul acestei luni. Regula de comercializare a pachetelor de țigări cu efectele nocive ale fumatului a intrat în vigoare în luna ianuarie a acestui an, iar pentru pachetele de țigări au fost propuse 14 imagini care să-i sperie pe fumători și să-i convingă să renunțe la acest viciu. Datele statistice arată că anual aproximativ 6.000 de moldoveni mor din cauza maladiilor provocate de fumat, iar cea mai mare pondere a fumătorilor o dețin tinerii cu vârstă între 20 și 34 de ani.